În ultima perioadă au fost solicitate și uneori s-au aprobat creșteri salariale pentru salariații din sănătate, polițiști, profesori și funcționarii publici. Nici salariații din primăria Buzău n-au fost uitați de către edilul șef, care a inițiat un proiect de hotărâre pentru creșterea salariilor lor cu 12%. În primăria Buzău se măresc salariile? Da, este un act normativ elaborat de guvern, respectiv ordonanța de guvern 27/2015, în care este stipulat că instituțiile publice, autoritățile locale pot mări salariile cu un procent de până la 12% maxim, cu îndeplinirea anumitor condiții cumulative. Aceste condiții ar fi odată să ai prevăzut suma aferentă cheltuielilor de personal în buget și a doua condiție este de a te încadra în plafonul repartizat pentru cheltuieli de personal. Directorul economic al primăriei afirmă că cele două condiții din ordonanță sunt îndeplinite și că proiectul de hotărâre va fi supus aprobării consilierilor locali în următoarea ședință. Aveți prevăzută suma în buget de anul acesta? Da. În buget avem suma prevăzută, rămâne ca să găsim soluție să ne încadrăm în plafonul repartizat. Cel mai probabil, salariile din primăria Buzău vor crește de la 1 octombrie.